Bună ziua, dragii mei telespectatori Casa Iubirii, bine ne-am reîntâlnit. Astăzi voi face rezumatul zilei de ieri și alaltăieri, deoarece nu am făcut vlog, dar nu înainte de a vă mulțumi pentru vizionarea vlogului și pentru distribuirea lui. În mod special, Dan Keeper, Maia Golovin, Florica Perca, Duță Nicoleta, Doina Roșca, Emilie Istrate, George Ombre, Ghiță Ghiță, Dea, vă îmbrățișez cu drag, a voastră, Pandele Laura. Dragii mei telespectatori, înainte de a începe rezumatul, vreau să vă aduc la cunoștință că iar mi-au închis contul de TikTok. Vor să nu mai vorbesc și să scot în relief ceea ce se întâmplă în această emisiune și ce fac anumiți concurenți în această emisiune. Dar îmi pare rău de ei, am al doilea cont de TikTok. Laura Casa Iubirii cu 2 de I și un M imediat. Abonați-vă acolo ca să putem face 1000 de urmăritori, să intrăm pe live și să ne spunem părerile telespectatorilor. Dacă în caz nu reușesc să strâng acele persoane, 1000 de persoane, cum mă voi avea timp liber, voi face pe YouTube și așa că nu vor reuși sub nicio formă să-mi închidă gura, ba din contră, mai rău, mă înrăiesc. Voi intra pe contul, pe canalul meu de YouTube și vom face acolo live-ul telespectatorilor să vă spuneți părerile și să socializăm, să vedem ce părere aveți și dumneavoastră despre ceea ce se întâmplă în emisiune. Înainte de a face rezumatul, așa că nu uitați, abonați-vă pe TikTok, că acolo avem posibilitatea să intrăm mai mulți. Laura Casa Iubirii cu 2 de I și un M. Abonați-vă cât mai repede să intrăm pe TikTok. Și înainte de a face rezumatul zilei de ieri și alaltăieri, vreau să vă aduc la cunoștință ceea ce am dedus în urma a ceea ce se întâmplă pe internet. Și anume, apare TV Culise și ce spune acest TV Culise? Tot, în ghilimele, ce se întâmplă între Nona, Patricia și Bianca? Că vor fi vorbe jignitoare, că a lăsat loc de interpretare, Nona va fi pusă la pământ și mai multe. Știți destul de bine vlogurile lui. Eu vorbesc cu foarte mulți susținători de ai patricirii. Ei același lucru îmi spuneau. La modul că Bianca o va face praf pe Nona și să nu-i mai țin partea Nonei, că Patricia este o fată mică, nevinovată și că Nona este sub orice critică. Ok. Pe ultimul live al meu cu telespectatorii, ce aflăm? Aflăm că toate zvonurile pe care le știm de pe internet le-a dezgropat și le-a aflat prietena Patriciei. Mai nou, susținătorii Patriciei au filmulețul cu Nona și cu soțul ei, când ea era sub influența băuturilor alcoolice. Dragii mei telespectatori, puștoaica asta de 19 ani are atâta tupeu încât nu înțelege că, de fapt, tot răul pe care vrea să îl facă Nonei și îl face singură. De ce? Că ne arată ce fel de caracter e. Dar nu asta este problema. Deranjul meu cel mai mare este în momentul când tu acuzi o persoană de anumite fapte în condițiile în care și tu ai făcut la fel. Mi s-a adus la cunoștință, nu știu cât de adevărat este, și fapt că s-a spus în emisiune, că această Nona, această Patricia,
La vârsta de 16 ani, a fost rebel. Și ea, gurița ei, a spus. Și că a fost cu un băiat mai matur. Din câte am auzit și mi s-a spus, acel băiat era într-o relație pe punctul de a se căsători. A apărut Patricia. Nu s-a mai căsătorit. Nu știu cât de adevărat e, dar, ținând cont de ceea ce face Patricia în emisiune, dați-mi voie să o cred. De ce? Să ne aducem aminte că i-a venit chitită pe un bărbat din cuplu? Să ne aducem aminte că ea s-a îndreptat spre Laurențiu imediat cum a văzut că s-a certat un pic cu Emma? Ce vrea să facă puștoica asta de 19 ani cu prietenele ei care se pare că nici ele nu au un trecut? Știți că cele care sunt în branșă știu una de alta. Și atunci, cum este, dragii mei telespectatori, că spuneți că o ridic în slăv pe Nona? Nu. Nu este adevărat. Țin cu dreptatea. Nu suport curva care strigă curvele în condițiile în care și ele au făcut la fel. Dacă o vedeam pe Cristina, că aduce anumite acuze Nonei, avea tot dreptul. De ce? Că se vede. Nu putem să comparăm pe Patricia de 19 ani cu Cristina. Se vede că Cristina e naivă, Cristina tot ce zboară se mănâncă. Cristina nu este versată și șmecherită cum este Patricia. Ea cu gurița ei spune Nonei că seamănă cu tati. Știm cu toții ce se spune despre tati. Și atunci, pe cine credeți? După comportamentul lor din emisiune, că suntem oameni maturi. Oare nu e bătător la ochi ceea ce face Patricia? Cum Dumnezeu și Dan Andrei și TV Culise știu ceea ce urmează să se întâmple în emisiune și ne anunță cu mult înainte ce face Patricia și o ridică în slăb pe Patricia și plus susținătorii ei care vorbesc cu mine personal. Și ce îmi spun? Exact ceea ce spun Dan Andrei și TV Culise. Păi nu este logic că dă informații din casă. Este la mintea cocoșului. Tot să spun aceeași vorbă. Și culmea, să vedem că după o perioadă se întâmplă. Și atunci nu este logic că această Patricia și cu Bianca vor eliminarea Nonei? Vor să o desfințeze pe Nona? De ce? Că au văzut că Nona este sinceră, că Nona le-a luat fața. Dar mai multe imediat, pentru că vreau să le iau așa pe rând. V-am introdus în mare în subiect ca să înțelegeți, dar imediat voi spune cu lux de amănunte cam tot. Ceea ce face Patricia. Patricia dă informații din casă și lui Dan Andrei și la Culise TV. A apărut din neant Culise TV și ce face? Îl ridică în slăv pe Robert și pe Patricia. Și știe ce se întâmplă. Acum ne spune cine va ieși favorit, ce discuții sunt în casă, ce subiecte se vor arăta. Și susținătorii Patriciei. Știm din sezonul trecut că susținătorii răposatului știau cine îl atacă pe Sorin, ce replici dădea Sorin, de unde. E, acum o vedem pe Patricia asta de 19 ani, puștoaica asta mică, care are tati bani, dar ea pune unghii false. Dacă avea bani, îți deschidea și ție un lanț de saloane, de înfrumusețare. Așa că să nu ne mai dăm ceea ce nu suntem. Și dacă tu la 19 ani ai șmecheriile astea în cap, apăiți pute capul. Dar se pare că tot ce ai făcut tu și ai dus la staff,
Și-au dat seama și ei, părerea mea, ceea ce urmărești. Cum urmărești să o denigrezi pe Nona, repet, în condițiile în care și tu ai făcut la fel. Dar nu mă provocați. Și tu și Bianca. Bianca are aici în emisiune bărbați care le scoteau ochii că nu i-a plătit cafeaua. Și pleca la club în condițiile în care are relație. Și bea șat după șat. Și voi veniți să râdeți de Nona? Măi, nu zic că Nona, dragii mei telespectatori, nu spun Nona este ușă de biserică. N-am spus niciodată. Dar văzându-i caracterul Nonei în emisiune, pentru că ea se apără de aceste perverse, de aceste răutăcioase, care una a venit să-și pună silicoane și cealaltă, Bianca, a venit să nu mai mănânce zacuscă și să aibă cazare gratis și mâncare. Dar imediat voi ajunge acolo. Dragii mei telespectatori, ce vedem? Aici vreau să spun un pic mai mult, Cristina și Radu. După părerea mea, această Cristina, acum, până la finalul parcursului ei în emisiune, va poza în victimă, în fata îndrăgostită lulea de Radu și foarte afectată. În condițiile în care noi vedem cu ochiul liber că în momentul când Marinel o bagă în seamă, uită și de lacrimi, uită și de jale, uită și de supărare. După părerea mea, scurt și la obiect, că știți destul de bine, Cristina doar joacă teatru că îl iubește sau că îi pare rău de Radu. Nu are nicio treabă cu Radu. Vrea decât victimizare. Radu ne-a obișnuit din primul sezon că nu are treabă cu fetele. El s-a agățat de Cristina, crezând că vor forma acel cuplu fabulos și vor câștiga acest sezon. Văzând că nu are priză la public și că se vede din avion că sunt cuplu fake, renunță și nu mai vrea să stea să se lingă cu Cristina, nefăcându-i plăcere, pentru ce? Că oricum n-am sors de izbândă cu tine. Asta este strict părerea mea despre ceea ce se întâmplă între Radu și Cristina. Doi falși care joacă teatru. Iar Cristina, ce m-a deranjat cel mai tare, că are tupeul și nesimțirea să se facă, vezi, Doamne, că plânge, dar în condițiile în care Marinel și Ionuț e lângă ea, sunt lângă ea, uită de tot și spune că nu mai vrea să-l vadă pe Radu. Păi, măi, Cristinica, măi, fata asta care vrei să dai la drept, să ne ferească Sfântul să avem judecători ca tine. Așa, falși pe față. Păi dacă tu nu mai vrei să-l vezi pe Radu, o fată îndrăgostită și lovită în corazon, vroia să plece. Nu mai vroia să stea o secundă în casă. De ce? Că este durere. Dar vedem că tu râzi, că îți mai aduci aminte din când în când să plângi, că n-ai niciun stres și că vrei să plece Radu. Dar de ce nu pleci tu? Că oricum ții locul ocupat de pomană. Fapt că niciun băiat nu se va da la tine pentru că ți-a văzut caracterul, ți-a văzut cât de vicleană ești și că tragi cu dinții de această emisiune, dar stau și mă întreb, mama ta este mulțumită să fie atât de înjosită și atât de umilită și să vadă o țară întreagă cât de falsă ești? Oare n-ar trebui să te ia acasă? Sau urmăriți și tu și mămica banii din această emisiune? Tu ai o facultate de terminat. Vezi că nu mergi. Și Bașca, că tu la 19 ani n-ai venit pentru relație, mă. Ținând cont că vrei să dai la drept. Păi altă fată, scuză-mă pe mine. Vedea că și-a luat țeapă cu o dragoste inexistentă, imposibilă. Mergea să-și termine facultatea. Dar cred că este o mare minciune și cu facultatea ta, că se vede că nu ai nici vocabular, nimic nu ai. Și că vrei să intri în magistratură, doar vrei, dar de putut n-ai să poți. Te-ar fi luat acasă.
Pentru că emisiunea asta ține câteva luni, iar după vei fi arătată cu degetul. Sau poate vei ajunge o casieră la Mega Image sau știu eu la ce supermarket. Dar nu, în justiție nu ai cum. Cu astfel de caracter. Fățarnic. Asta este părerea mea, dragii mei telespectatori, despre Radu și Cristina. Doi falși, nu știu de ce îi ține doamna Mantea. Dar părerea mea că nu s-au mai înscris concurenți la această emisiune și de asta nici nu mai sunt eliminări, dar greșeala tot de la staff vine pentru că au permis acestor mincinoși să stea în emisiune, să arate ce fel de persoane vin în casa iubirii și că sunt și premiate. Gen Robert, care vedem că nu-i plac fetele, vedem că minte pe față, vedem că se dă ceea ce nu este în emisiune și este susținut. Și atunci, tineri cu demnitate și caracter. Nu. Spun unde să mă duc, în casa aia de nebuni? Dar dacă era o emisiune de top și cu etică, păi veneau. Calitate. Nu ultima speță de oameni. Fapt că Bianca acum ce face? O denigrează pe Nona că, vezi, Doamne, a manipulat-o. Cu ce te-a manipulat, mă Biencuța? Asta care vrei să-ți plătească bărbații și cafeaua și plângi că ți-a plătit, că ți-ai plătit cafeaua și că nu ți-a adus tiramisu. Uităm? Cu ce? Că și-a spus viața ei? A, Bianca, tu acum înțeleg ce ai vrut tu să faci. Tu o acuzi pe Nona de ceea ce ai făcut tu. Tu ne-ai povestit că ai avut o copilărie foarte grea și tristă, că tăticu nu te băga în seamă și că a sărit cu cuțitul la tine și că a fost violent. Aha, deci ăsta a fost scopul tău. Tu ai vrut să manipulezi. Mă, știi cum e? Că uite, vezi, ne-ai înduioșat atunci pe moment. Dar văzându-ți caracterul, cât de vicleană și cât de perversă ești, poți să spui tu acum că ai fost crescută de câini și pisici. Că ți-au dat ăia lapte. Că nu se pupă caracterul tău, atitudinea pe care o ai în emisiune, cu ceea ce vrei să spui. Nona, asumată, a spus ceea ce i s-a întâmplat. Dar cum vrei tu să lași loc de interpretare, ca manipula băieții? Nu, ți-a spus bine Radu. Dă-mi și mie un exemplu. Adună și nouă aminte cu ce ne-a manipulat. Nu, Nona și-a câștigat respectul băieților datorită faptelor ei, datorită caracterului ei frumos și asumat. Ea niciodată nu am văzut să atace vreun concurent cum faci tu, măi Biencuța, măi avocata poporului, care bați la ușe la bărbați să faceți descărcare de hormoni. Nona niciodată n-a atacat pe nimeni. A stat în pătrățica ei. Voi scoateți acum, mai ales pițipoanca, aia mică de 19 ani, că este agresivă și violentă. Și Nona a spus, susținătorii tăi au început și în mod special Dan Andrei a făcut-o pușcăriașă, tot de la tine. Pentru că a aflat prietena ta. Nona a asumat, a spus, da, am avut probleme. Sunt bătăușe, am fost bătăușe. Nu am cum să schimb trecutul. Viitorul, da, pot să-l schimb, dar trecutul nu. Și cred că toți, și mai ales când ești orfan de mamă și de tată și ai și două surori la orfelinat, oare cum să lupți? Ești nevoit să te lupți cu toată lumea. Iar Nona a asumat-o și a spus, dar, Patricia, nu ți-a fost rușine să aduci în discuție lucrurile astea, ținând cont că și tatăl tău a fost într-un clinci de ăsta cu justiția? Păi tu n-ai trăsături, mă, de genul ăsta? Ca să vedeți, dragii mei telespectatori, cât de urât se poate juca aceste mimoze. Bianca și Patricia. Bianca spune că a manipulat-o
Nona. Bravo ție, Nona, te-am iubit. Deci vă dau cuvântul meu de onoare, am iubit-o pe Nona. Pentru că i-a spus da, te-am manipulat. Și care ți-e problema? N-a mai vrut să dezbată ca să-i dea curs la viperă să facă materiale. Și bineînțeles că nu i-a convenit. Dar ea a manipulat pe toată lumea, această Bianca. Iar Nona și-a câștigat respectul concurenților și a nostru, al telespectatorilor, prin sinceritate, prin corectitudine. Ea niciodată nu s-a dat femeia sfântă. Încând Bianca, să ne aducem aminte că a spus, eu am fost rebelă, eu nu m-am înțeles o perioadă cu mămica. Ce-ai făcut, Bianca, în perioada aia când erai și tu și Patricia, ce-ați făcut în perioada aia când ați fost rebele? Că după caracter se vede, mă, se vede cât ați ridicat și până unde a ajuns kilometrajul vostru. Iar tu, Bianca, ne arăți aici, în emisiune, ce vedem, că această Bianca perversă aduce în discuție că rochia pe care o avea Nona nu este a ei, tot rea, tot dușmănoasă. Nu este ei. O îmbracă doamna Ramona, care a intrat în live. Dar ce să vezi, mă? Că pe tine nu te cam vrea nimeni. Că tu ai fițe, că tu ești vedetă și că tu știi vestimentația. Tu știi cu ce se asortează. Mă, fetiță, dă-ți cu revenel. Orice brand își alege modelul. Iar tu, dacă ți s-a trimis, ce crezi? N-ai intrat pe tine. Vai de capul tău la 27 de ani să nu intre pe tine o rochie. Și de invidie, ce vedem? Că Dan Andrei începe să țipe la staff și să urle că fetele au nevoie și să nu mai facă diferențe. Fetele au nevoie să fie și ele îmbrăcate frumos. Păi fetele să aibă caracter ca să solicite, ca să fie solicitate de branduri și de ateliere să le îmbrace rochile. Dar n-am cum să dau pe o vicleană și pe o femeie rea ceea ce fac eu. Că îmi stric imaginea eu ca atelier. Că eu una, dacă văd ceva pe Bianca, să mă asociez cu asta, nu vreau. Să am o rochiță cum a avut asta. Nu, e urâtă. E caracter josnic. N-am cum. Dar dacă văd la Nona, care văd că e elegantă, care văd că este corectă, îmi este drag. Bravo. E, la Emma, da. Dar dacă văd la Patricia Pițipoanca că se îmbracă, pe ce fac? Mă îmbrac cum se îmbracă aia. Dar nu vă duce capul. E una, Biencuța, mi-ar fi fost rușine să mă vaid, Patricia, că pe noi nu vrea să ne îmbrace. Păi nu vrea nimeni, că aveți caracterele urâte. Și nu vor să-și asocieze brandul, firma lor, cu imaginea voastră. Să vă fie rușine. De femei, de nimic. Ca să vedeți Bianca asta nesimțită, ea considerând, Patricia îmi ascultă sfaturile. Nona nu. Păi Nona-i deșteaptă. Patricia e gâsculița care îți mănâncă din palmă. Iar Nona a acceptat odată de două ori și când a văzut că ești obraznică și invidioasă și dușmănoasă, du-te, fetiță! Nona este singura care ți-a dat peste nas. Vroiai să-ți spele Nona imaginea? Păi și dacă spunea Nona că ești bună, tu crezi, noi telespectatorii, o credeam pe Nona? Nu o credeam. Că-ți vedem, noi țipăm înaintea Nonei. Că ești foarte perversă și că o lucrezi pe la spate, că tu așa faci, inclusiv cu Alexandru. Te-ai dus o singură dată la el în casă și ai găsit tu să spui că este deranj. Că ți-e așa, îți place, ți-e-ți place să umilești oamenii și să te ridici tu deasupra. Dar ce să vezi? Mai rău te afunzi și mai rău ne arăți ce caracter infect ai, Biencuțu. Iar tu, Patricia, asta cu fetele alea, de unde ați colaborat voi, știți voi, care caută nod în papură și caută dezgroapă morții la alte concurente, căutați-vă morții voștri, că îi scoatem noi. Și e grav dacă îi scoatem noi.
Aveți grijă! Aveți grijă, măi, astea care lucrați în branșa asta și strigați curva! Strigă curvele! Aveți grijă cu voi că vă faceți de râs de, din acest motiv! Aveți etichetele astea că sunteți rele și ceea ce faceți se vor întoarce tot împotriva voastră de 10.000 de ori. Oamenii luminați la cap și-au dat seama că voi două, Patricia și Bianca, călcați pe cadavre. Inclus, indiferent ce ar fi făcut Nona. Nu aveți voi dreptul să râdeți, să arătați cu degetul că și voi sunteți pătate la fel. Cum este posibil? Nu este logic că noi, telespectatorii, vedem și râdem de voi? Și spunem, cum îți permiți când și tu ai făcut același lucru? Tu la 19 ani ai ridicat fetiță multe. Fapt că spui că ai intrat pe live-ul meu și tu ai intrat ca să ce? Să-mi donezi un dolar. Vai de capul tău de femeie de bogătaș. Ești terminată, că dacă aveai bani, nu puneai unghi, aveai lanț de saloane. Așa că nu mai mințiți poporul cu televizorul și arătați lumii întregi ceea ce sunteți. Femei de nimic, femei care vreți să călcați în picioare, să destrămați cupluri, aveți un trecut tumultos și râdeți de altele, că acolo este deranjul meu. În condițiile în care voi sunteți mult mai grav, mult mai pătate. Și râdeți de Nona. Nu, Nona va da clasă. Spuneți că nu știe Nona să vorbească. Biencuța, ți-aduce aminte cum ai venit în primul sezon, că erai cât magazia și nu știai să vorbești? Te învăța doamna Mantea și ți-a atras atenția să nu te superi? Și acum te dai că vorbești coerent. Păi, Patricia, scuză-mă pe mine. După gândirea ta, normal că o vezi pe Bianca Zeu. Că dacă nu e Bianca, nu te descurci. Și râdeți voi de Nona, că nu mai are materiale, că nu mai bagă Bianca în seamă. Păi pe Nona n-a interesat-o niciodată să facă materiale. Ea își vede de pătrățica ei, de ceea ce e, pentru ce a venit în emisiune. Să stea doar cu Patrick. Pe ea o interesează decât Patrick și pe Patrick la fel. Dar tu, Bianca, și tu, Patricia, nu faceți altceva decât cu Robert, stați cu ochii semafor, să vă băgați în toate subiectele și să atacați toți concurenții. Că pe voi nu vă interesează dragostea. Tu, Bianca, ai iubit și te duci la club să te vadă bărbații, cum dai din dos și bei șat după șat. Și voi astea două pupeze faceți TikTok, mă, și vă arătați chiloții, care râdeți de Nona, că a avut nu știu ce trecut. Păi voi ce faceți? Că voi faceți acum în emisiune și ne arătați de unde proveniți și ce ați făcut în trecutul vostru. Care fată cu demnitate ar fi făcut astfel de provocări? Să-și arate chiloții pe TikTok și să spună, îmi ridic tricoul și fac mai mult rating. Iar cățelușul de Alexandru stă pe spate. Îl doare pix. Că ce? Dă-te în spectacol. Asta e. Dar e bună, Bianca. E bună ca să stai și tu acolo, atârnache. Măi, Alexandru, că dacă erai bărbat și o iubeai cu adevărat, luai măsuri. Dar se vede că nu te interesează și că dacă îi spui ceva Biancăi, îți dă cu lesa peste bot. Îți spune bodniță imediat. Și așa că mai bine te faci că plouă. Și atunci nu mai râdeți de alții. Că noi vedem. Noi avem copii de seama voastră și vă vedem răutățile și obrăznicile și parșivitatea voastră. Și băi, măi, Patricia, mă, învață-ți, mă, susținătoarea, prietena aia ta care ați lucrat în aceeași branșă, să nu mai distribuie. Că s-ar putea să aibă probleme. De ce distribuiți? Că nu v-a luat staful în seamă? Și că și staful și-a dat seama că voi vreți descalificarea Nonei? Dar arătați și trecutul vostru! Și atunci, poate sunteți așa, arătați și trecutul vostru, nu mai vă dați sfinte, mă! Că se vede în emisiune ce faceți! Și spui că Nona, hai Nona, ce mai minți? Păi Nona n-a mințit când ați fost în mall. S-a văzut că ai recunoscut, că ai spus că pantalonii, a venit ăla cu pantalonii rupți, la Urențiu. Dar prima dată ai spus că nu e adevărat, minte. E, uite, încă o dată ți arată Nona că e deșteaptă și că
Nu o speriați cu nimic, că e asumată, cum v-a și spus. Sunt asumată, este trecutul meu, mi-l asum, dar nu mă dau ceea ce vreți să vă dați voi. Dar, repet, noi telespectatorii vedem. Așa că, doamna Lumința și doamna Mantea, luați măsuri și vă asigur, 100%, Patricia dă tot din casă. Îi spune prietenei ei și prietena împrăștie peste tot. Peste tot. Tot ce se întâmplă în emisiune, toate subiectele pe care le are ea cu Nona și Bianca, le spune. Și nu mă provocați, care dovezi concrete. Acum fac decât un avertisment. Știu, de asta nici nu vreți să mai vorbesc, dar nu faceți altceva decât mă înrăiți. Așa că, dragii mei telespectatori, mi-au închis contul, nu mai țin minte dacă am menționat sau poate doar în cel de pe TikTok, mi-au închis contul de TikTok pentru că vor să-mi închidă gura. Abonați-vă la al doilea cont, Laura Casa Iubirii cu 2 de I și un M, să facem 1000 de telespectatori și să putem intra pe live și să ne spunem părerile, ca să audă stafful și concurenții că noi vedem. Și așteptați-vă, dragii mei telespectatori, am văzut că Mihaela a ieșit favorita publicului pentru că Dan Andrei a promovat-o foarte tare acum 2 săptămâni și a votat-o. Și acum este deranjat că dă Mihaela în Robert. Așteptați-vă cât de curând Robert, Patricia, susținătorii Bianca, văd mai nou că o laudă Dan Andrei, Culise TV, să iasă. Așa că doamna Mantea, Dan Andrei și concurenții vă manipulează toată emisiunea și ei dictează ce se întâmplă în emisiune. Puneți-vă mintea la contribuție și faceți deratizare! Ați ținut în brațe șarpele veninos pe Robert. Ăla a fost primul șarpe cu clopoței, după care s-a născut Bianca și cu Patricia. Patricia este praf, credeți-mă ce vă spun. Prietena ei, ea vorbește cu prietena și prietena împrăștie peste tot. Asta e, vă pup cu draga voastră Pandele Laura și distribuiți cât se poate de mult că vor să ne închidă gura. Să audă toată lumea ce se întâmplă în Casa Iubirii. La revedere! O zi minunată, o săptămână minunată tuturor. Vă doresc. La revedere!